Hei, eu sunt Janet și sunt elevă de liceu. Probabil că ați auzit și voi noile vești că de acum încolo nu mai avem voie cu telefoane la ore. Și n-am venit aici să mă plâng, ci ca să fac caterincă. Nu vreau să încurajez pe nimeni prin asta să încalce ordinul de la minister, ok? Este doar un pamflet, doar o parodie, vă rog, nu fiți cu capul. Eu sunt foarte de acord cu această măsură pe care, dacă vă pot numi măsură, care s-a luat, pentru că deoarece și pentru că fiindcă. Ok. În primul rând, de ce Dumnezeu să interzici telefoanele la ore? Pentru că, adică, cine mai stă pe telefon în timpul orelor? Noi suntem elevi silitori și suntem dornici să învățăm toate chestiile plictisitoare care ne sunt predate. Nu spun că toate chestiile astea nu te ajută în viață, adică... Chiar m-a întrebat cineva pe stradă. care este principiul întâi al termodinamicii, pentru că era pe moarte și trebuia să afle. Adică... Da. De ce stau elevii pe telefon la ore? Păi, doar n-ați vrea să stea sub telefon. Da, mulțumesc. Elevii stau pe telefon la ore pentru că sunt dezinteresați. Suntem niște incompetenți, bă, stai adevărul, mă, lăsați telefoanele, mă, copii. Profesorii sunt paranoici, adică cu toții știm că în momentul în care un elev stă așa, asta e banca, da, aici e banca, stă așa cu telefonul, gen, îl vezi așa, el doar se uită foarte insistent cât ieși de ceasul și asta o să ți spună, noi suntem sinceri, deci efectiv... Ce faci acolo? Stai pe telefon, iar stai pe Facebook. A, ce? Nu, doamna, stăteam, verificam cât este ceasul. Ai ceas acolo pe perete. Doamna, dar dumneavoastră vedeți până acolo? Doamna, eu vreau să știu doar cât este ceasul, nu vreau să mă chiorăsc. Deci îmi stric vederea din cauza dumneavoastră. Telefonul este absolut inofensiv. Uite, dar cât este ceasul? Stați să închid o aplicație. Uitați-vă! You know? Nu o să ne mai putem uita la ceas. Adică și ce dacă aș avea ceas la mână? Ce? Asta înseamnă că nu pot să mă uit pe telefon? Adică cine stă să mai citească cu acele tale? Îmi fac chiorâși sub ochi când văd. Știi? Adică aici tu ești frumos, vezi numai niște numere, te-ai lămurit imediat, nu trebuie să stai să citești ceasul ăla. Că ceasul mai greu îl citești decât telefonul, măi. Și eu vreau să fiu atent acolo să aflu cum se face oxidarea blândă la cu și ce să fac cu permanganatul ăla de potasiu. Și trebuie să mă uit la ceas, frate, și pot să pierd o reacție întreagă, o explicație pentru reacția aia întreagă și cum se rupe legătura aia de carbon și eu nu mai înțeleg. Și adică la telefon te-ai uitat și ai și aflat. Știi? Ok, o să fie mai ok. Ar fi fain să ne le ia și în pauze. Adică am socializat mult mai mult. Adică poate așa am învățat și numele colegilor. Ok, glumesc. Toată lumea știe numele colegilor. Nimeni nu știe cum arătăm. Adică unii alții care stau numai cu noastră în telefon. Dar cui pasă, you know? Poate vă întrebați care ar fi soluția, ce putem face noi ca elevi care suntem absolut discriminați că nu avem telefoane la ore. Ok, hai să zicem, la începutul fiecarei ore o să trebuiască să punem telefonul într-o cutiuță, ok? Să zicem că eu, că sunt mai șmecheră, nu vreau să-mi duc telefonul în cutiuță. Dar ce fac în cazul ăsta? Am o armă secretă. De fapt, am două arme secrete. De fapt, am trei arme secrete. Ok, patru. Ok, 5 arme secrete. Și mai erau câteva, dar am zis să nu exagerez. Și, ok, încă o armă secretă. Seems legit, ha? Huh? Începe ora, ok? Stau pe telefon. Wow, ce distractiv este Facebook-ul! Ok. Domnișoara, o să te rog să-mi dai telefonul. Vorbeați serios, ok. Dar, ceea ce ea nu știa, este că de fapt ăsta este telefonul meu. Și că ăsta este doar un reboot, ceva pe care l-am fucking găsit. Ar trebui să nu-l sparg totuși, că e telefon bun, e frumos, e... Da. Și că de fapt ăsta este telefonul meu care era în bancă printre alte cărți. Și...
desigur că o să mă prindă. Ce e la bancă? Al telefon? Sau verifici, chiar verifici ceasul în timpul orei și te vede cu telefonul tău, cel de-al lui la telefon și ți-l confiscă. Dar tu mai ai unul. Mai ai unul în fucking bancă, bitch. Asta este un telefon fake. Se întâmplă să am un telefon fake care arată exact ca un Samsung S3. Gen, foarte fidel, dar nu-i bun de nimica, gen, absolut nimica. Nu cred că poți să setezi pe el ceasul sau ceva, se deschide, se aprinde tot frumos, dar nu, nimic mai mult. Și să ai așa un telefon sau ceva de genul ăsta, bă, îl dai pe ăsta, stai frumos în bancă, stai cu telefonul, ok. Următoarea variantă este cu husa de telefon și cu ceva, ceva hârtiuță care seamănă cu telefonul. Alo, da, păcat că nu pot să vorbesc la hârtie și îl dau pe ăsta, you know. Și, în plus, nimeni nu o să-și dea seama că ăsta chiar nu e un telefon dacă tu îl pui cu fața în jos, you know? Încă un scenariu. Să zicem că ai un telefon de ăsta de rezervă pe care îl dai la... dacă ți-l confiscă și să fie ceva de genul... Haide, dăm telefonul! Poftim! Vrei să cred că ăla-i telefonul tău în 2018? Tu? Ce vreți să spuneți? Mă discriminați cumva? Spuneți că sunt săracă? Nu, doar că pare un pic cam cum. Acesta este telefonul meu și atâta timp cât pot să sun de pe el, să formez și să scriu mesaje, nu văd care este problema și nu văd de ce mă acuzați că mi-ar trebui un telefon extraordinar de performant în anul 2018. Vreți să spuneți că dumneavoastră aveți iPhone 7? Eu am, dar... Și îl folosiți în timpul orei? Da. Așa ziceam și eu. You know. Adică, să fie ceva de genul. Cumva vreți să spuneți că ar trebui să am mai mulți bani? Că ar trebui să vă mituiesc? În ce lume? Ce sistem? Ce... Mi-e scârbă. Mi-e absolut scârbă. Eu nu pot să cred că trăim într-așa o țară. Hai să găsim și niște părți bune la chestia asta. Adică o să învățăm mai mult și o să fim mai atenți, clar. Sau... Știi, de tabletă n-a pomenit nimeni, deci hai să... Stăm pe Facebook pe ea, știi, și... Parcă am spus că telefoanele se pun acolo. Păi da, ați telefoanele. Hold up. Ce părere aveți despre laptop? Cum ar fi să... Ce fie acolo cu laptopul, știi? Auzi, fată, ăla e un laptop? Parcă am zis că... A zis că telefoanele se confiscă, n-a spus nimic de laptop. Lăsați-mă să stau pe Facebook. și încă ceva. Cutia. Telefonul meu este foarte scump, este un iPhone 4, nu e ca și cum acum a apărut iPhone 10, eu am iPhone 4 și are mare valoare sentimentală pentru mine și eu l-am băgat de la început în cutie, ceea ce n-am făcut, dă. Pentru că mă tem că se va zgâria și părinții mei nu își permit să-mi cumpere altul, pentru că le-am promis că dacă îmi iau telefonul ăsta, asta s-a întâmplat acum vreo, nu știu, 30 de ani, când a apărut iPhone-ul 4 și le-am promis că dacă îmi iau telefonul ăsta să fiu și eu șmecheră, să am și eu iPhone de la Apple, o să fiu cu minte și nu o să mai cer alt telefon și știți că dacă se strică, eu mi-am bătaie acasă și chiar nu vreau să-mi iau bătaie acasă, știți? Și asta cu husa e destul de bună. Dacă ai o husă închisă, e și mai bine. Cam asta a fost, n-am mai făcut de mult un videoclip în care să vorbesc așa de mult. Nu mi-am făcut un scenariu, sper să nu iasă un mare căcat pe care să nu ajung să-l postez niciodată, pentru că... I don't know. Om trăi și om vedea. Dacă vezi asta, ești șmecher și înseamnă că mi-a ieșit videoclipul. Ei! Vă mulțumesc pentru vizionare, eu am fost Janet. Până data viitoare, vă pup, bye-bye! Și să aveți grijă ce faceți cu telefoanele voastre, ca să nu vă bată mami și tati că v-ați pierdut iPhone-ul! Glumesc, nu mă bate nimeni, dar... It was a fucking joke. A fost doar o glumă. Luați-o ca atare. Nu mă luați în serios. Sunt doar o fetiță care face videoclipuri pe YouTube. Ce fac aici?